Mihai Hândamă, numai ăsta apare tot timpul, numai Hândamă. Apropo de Frumușel, stai puțin, apropo de Frumușel, știi că foarte multă lume, nu știu dacă ți s-a mai pus întrebarea asta, întreabă de ce ai slăbit. De ce am slăbit? Pentru că am vrut. Pentru că ai vrut. S-au fost niște știri din astea, în publicațiile astea, între ghilimele, m-a omorât, elitiste. Da. M-a omorât. Nu chiar ca pe negru, că vorbirem de el, dar nu, mai aveam puțin și aveam o coroană frumoasă și eu. Nu, n-am nimic, am vrut să slăbesc de vreo 10 ani de zile. Am o teorie eu, conform căreia ne simțim cel mai bine dacă avem greutatea de la 18 ani. Și da, sunt la greutatea, sunt la greutatea de când jucam basket la Dinamo, unde am jucat eu, echipa mea de suflet, la radio, pot să spun înainte. Păi cum să zici Dinamo? Da, Dinamo! Hai, lasă! Dinamo! Da, nu poți să spui că le nervezi pe Orlando și imediat îți bagă cât un personaj. Am văzut o poză foarte frumoasă cu, era să zic, Gresia, cu faianța aia de la metrou, de la drumul Taberei. Ați văzut? Da, e alb-roșu. Stimați ascultători, culorile lui Dinamo într-un cartier. Într-un cartier de steliști. Da, deci, da, într-un cartier de steliști, faianța e albroșie. Dar mă rog, să știi că nu, vrut... nu te-ai integrat între ghilimele la metrou acolo pentru că ești prea înalt și au probleme cu tavanul. E, mă, că a încăput domnul președinte, nu? Păi domnul... l-a dus la altă stație. Iohannis, l-a dus la altă stație. L-a dus la o stație mai la înălțime. Suntem live sau nu, stimați ascultători? Da, ziceți. Suntem live și pe Facebook, pe pagina Radio Impuls, suntem live și pe Vreau să mă văd, că vă numai pe Hânda. Așa, da, da, gata. Ia uite, mă, ce frumos. Nu cred. Mă dă pe mine, uite. Avem ceva, să uite niște cetățeni. Fii atent, să trăiți, stimați radioascultători. Da. Avem un... Dacă poți, te rog să oprești. Oprește sunetul ăla. De ce să oprești sunetul? Că mă aud. Păi da, hai, da, se aude și pe post, cum te uiți tu la live. Dar nu știu să le opresc, jur, dacă știu să le opresc, nu știu cum să fac. Aruncă-l de pe geam. E pe silent telefonul. Așa au fost opriți și doctorii din Rusia. Mai săreau pe geam. Păi l-opresc de tot. Mă aud, mă, dar nu pot să-l opresc în jur. Ia oprește-l tu, mă, țipușcă. Țipușcă. Da, asta trăiți. Dar nu, țipușcă ăsta pe toți. Sună mai bine decât... Să nu încurcăm lumea. Noi facem mișto de chestia asta pentru că domnul de la pază ne-a botezat într-un fel și de-aia spunem țipușcă. Celebru Georgica. Da, țipușcă și Mădălin. Dar cum să-i zicem, mă, lui Georgica? Hai să-i zicem și lui Georgica. Grigore. Grigore, da. Grigore de la pază. Bun, hai. Domn Gregoar. Gregoar, da, Gregoar. Fii atent, Cosmin, că avem, apropo de toate discuțiile noastre cu sport și așa, am lansat încă de ieri, că au venit colegii mei, Petronel și Iulian, țăranul Mitică și țăranul Cornel din Moldoveni. Petronel. Concursul nostru de cultură generoasă. Că nu e generală, e generoasă. Ca să fie, noi ne dorim să avem o cultură cât mai generoasă și să aibă și ascultătorii și toată lumea, ca să fie bine să fie rău. Da. Apropo de toate discuțiile noastre anterioare. Momentul ăsta cu cultura generală. Și avem un concurs. Aici avem un set de întrebări, 5 întrebări cu variante de răspuns în care tu trebuie să răspunzi în 30 de secunde. Nu-mi place asta. Faceți mișto de mine, m-a spus. Nu facem, că n-am primit luat de la PR. Poartă. Mi-a zis mie Georgica, că a venit țibușcăla și el m-a pus domnul Cosmin să zic de dumneavoastră. Domnul Mădălin, da. El mi-a zis. Bun. Hai să începem, vrei? Hai să începem. Hai, fii atent. Ești pregătit? E ok, o să te distrezi. O să-ți placă. Nu cred. După fețele voastre, nu cred. Hai, măi, Cosmin. Okay. Vă rog, ascult. Prima întrebare. Aoleu, da. Continuă următoarea replică celebră, rostită de către comentatorul Emil Grădinescu la finalul partidei dintre România și Danemarca din anul 2002, încheiată cu scorul de 2-2. Rușine să vă fie... puncte, puncte și aici trebuie să completez. Tu avem variantele A, Dinu Patriciu, B, Măi Animalule, C, Domnule Urs Maier, D, Domnule Luigi Colina. Domnule Urs Maier. Răspuns corect, dată pe terenul deci, lui. Da, ăla a fost un meci... Vai de capul meu și de zilele mele, nu vreau să povestesc, dar o să povestesc altă dată, poate în emisiunea mea, invitatul de la 12. Doamne, 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 atunci m-au scos de pe post. Nu contează, da, m-au scos de pe post. Foarte tare, dacă e o poveste de ascultat, e neapărat. Serios, de povestit. Serios, da, 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 și m-au scos de pe post pentru că trebuia să intre festivalul Enescu și la vremea respectivă domnul Călinescu și cu domnul Tucă făceau ediții speciale și noi la TVR, a fost singura dată în viața mea când am urlat și am folosit niște cuvinte pe care, mă rog, îmi pare rău că le-am folosit la adresa președintelui televiziunii de atunci, nu mai e nici el, dramaturgul Vali Nicolau, și am urlat din toți rărunchii, după care m-a băgat înapoi pe post, după vreo oră, după ce am făcut scandal și am făcut dublu decât Tucă și Călinescu audiență.
Foarte tare. Bravo. Marius Tocă între timp a făcut COVID săptămâna trecută. Știu, știu, Marius, da. Da, da, da. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Întrebarea numărul 2. Cine a intonat imnul României în deschiderea partidei cu Franța din anul 2011, meci cu ocazia căruia a fost inaugurat Stadionul Național Arena? Am fost acolo, a făcut studio, gazonul, o nenorocire. Dar numai nu știu cine a cântat imnul, zi, hai să vedem. A, B, C, D. A, Andra, B, Marcel Pavel, C, Carmen Șerban, D, Culiță Sterp. Da. Terminați, de-aia m-a schimbat. Eu v-am schimbat Marcel Pavel, cred. Crezi sau ești convins? Marcel Pavel. Cum să uiți, Cosmine, tu mai ții minte când ne-am cunoscut noi anul trecut? Mă rog, eu ți-am zis, eu te cunosc de acum 20 de ani. Așa. De un an. Ei, când tu nu mă cunoșteai pe mine, că eu așa am un prieten care s-a luptat parlamentar tot timpul când se ducea la Radisson și eu l-am întrebat, domn Vasile, dar dumneavoastră îi cunoașteți pe toți ăștia? Zic, dar bineînțeles, de la televizor, ei nu mă cunosc nimeni. Când ne-am cunoscut noi anul trecut, am vorbit exact despre partida aia și știu că mi-ai povestit că tu te-ai ocupat de transmisiunea. Da, de producție, da, ne-am chinuit ceva, da. Da. Ei, dar cred că a fost Marcel Pavel. Da, sigur a fost Marcel Pavel. Multe bătăi de cap. Pentru că a fost intonarea celebră când a schimbat el versurile la imn. Da, da, le-a înlocuit oarecum. Marcelino, prietenul meu, da. Da, mai departe, următoarea întrebare. Trebuia să cânte iarba mea în seara asta, să sărim ca doi nebuni din gazonul de gazonul cu noroi. Făcut am cu Franța egal noi. Da. 3. Care este numele jucătorului italian care a spulberat visele suporterilor steliști în semifinala de la Middlesbrough? Și avem variantele: A, Gianni Versace, B, Gianni Morandi, C, Massimo Macarone și D, Massimo Dutti. Massimo. Massimo. Da, nu, Pedrazzini, Massimo. C, răspuns corect, cred. Corect, Massimo Macarone, mamă, ce meci de coșmar a fost ăla. Cred că o să ne înjure dacă mai dăm și varianta ajutătoare. Aia, bă, băieți, ce naiba, puneți întrebările astea ușoare. Nu, pune, că, de exemplu, aici... Întrebarea te poate încurca, variantele sunt încurcătoare, nu ajutătoare. Dacă, fără nume, nu știam, eu sunt corect. La vârsta mea are sens să păcălesc radioascultătorii noștri minunați de la Radio Impuls. 4. Care este numele antrenorului sub comanda căruia Dinamo București a reușit să o învingă pe Everton cu scorul de 5-1 pe stadionul din Ștefan cel Mare? Este bunul meu prieten, inegalabilul Ioan Andone. Uite, vezi, nici n-am mai ascultat variantele. Bravo, de asta spun că astea nu sunt variante ajutătoare, sunt încurcătoare, pentru că aveai variante, uite, A, Ioan Andone, B, Ioan Marcel Vela, C, Cornel Țălnar, D, Matei Balș. Nu, dar cred că sunt doar câteva zile de când... Ba, mai am ieșit de la Balș. Dinamoviștii sunt 15 ani de la această victorie. Era, cred că era 2005. Everton pe locul 4 în Premier League la vremea respectivă. Dar ce, și Dinamo avea foarte bună echipă. Știu că Bratu, Zico, Zicu. Da, da, Florentin Petru, cum i-a zis cineva. Cum i-a zis Georgica. Florentin Petru. Da. Hai, Petrica, că te așteaptă la emisiune. Așa. Și ultima întrebare, ieși afară din studio. Aș vrea să stai aici în studio și să stăm la povești până spre seară, dacă se poate. Până dar de ce dați mă numai pe Țibușcă la pe Facebook? Dați-mă mă și așa. Nu te mă schimbă când vorbești. Nu schimbă mă, îl ține numai pe Țibușcă. Atâta. Da și pe mandolin. Da mă și pe mine. Pe Medelin. Pe Medelin, da. Uite, avem așa. Cine a rostit celebra replică du-te dică, du-te dică? A, Gigi Becali după ce l-a demisionat din funcția de antrenor al FCSB. B, Dan Negru. C, nevasta lui Dică atunci când l-a trimis după pâine. D, Mihai Mironică la golul de 4-1 din partida contra lui Dinamo Kiev din 2006. Bă, nu mai știu dacă a fost Mironică sau a fost Costi, nu mai știu, că știu pe amândoi de o viață. Cred că a fost Costi. Nu știu, eu cred că a fost Costi Bocanu. Da, Costi Bocanu. Nu știu. Așa țin eu minte. Poate greșesc, o să-i scriu lui Costi, că o să-l întreb, bă, tu ai zis sau Mironică. Să ne contrazică dacă am greșit, eu pot să jur că mi-amintesc că ai vocea lui Mironică, am în cap comentariul ăla în continuu, eu stelist fiind. Mamă, n-am să atunci Mironică să-i rămână numele, dacă știți voi. Eu nu. Asta era convingerea cu care am trăit eu până acum, dar s-ar putea ca Universul să-mi dea o mare palmă. Bine, și eu mai încurc uneori, să știi. Pe Mironică și pe Costi Mocanu. Da, gândește-te că domnul Georgică îl încurcă pe Cosmin Cernat cu Mădălin Ionescu.
Da. Da. Și atunci îți dai seama că e scuzabil ca să încurci două voci, dacă încurci două fețe. Da, trebuia să spun. Atât de cunoscute. Știi ce îmi place de soția dumneavoastră la concursul ăla care a fost ea acolo? Mi-a da, plăcut maxim. E la stil, da. Măi. E la stil acum. La concursul ăla, da. La concursul cu stil. Da, la concursul ăla cu stil. Doamne, soția dumneavoastră. Domnul Mădălin. Domnul Mădălin, ce stil are. Are. Mamă, hai să ascultăm o piesă și revenim pentru... Să ascultăm mai bine, da. Din păcate pentru intervenția de final, că se termină. Vreau să dedic timpul. Această piesă. Să știi, zi. Da. Hai să facem cu dedicații. Cui ai vrea să dedici? Lui Georgică. Avem așa... Georgică de la partea, să știi. Avem buena suerte de la Pedro Capo sau cum ar spune Georgică de la Enrique Iglesias. Exact. Da, bravo. Să cânte muzica. Că uite că era să și uitam să intrăm, că noi aici pe pauză am rămas live cu meclele pe Facebook și nu tot vorbeam de ale noastre. Știi că cele mai mișto discuții nu se difuzează niciodată. Așa e și în televiziune. Și Cosmin are o energie foarte pozitivă, o energie foarte bună. Ne bucurăm că ai venit. Eu mă bucur că m-ați chemat cu colegii mei. Repet, pentru mine e o onoare chestia asta. Adică asta e unul dintre motivele pentru care m-am apucat de treaba asta. Când eram mic și îmi doream să ajung eu în televizor, eu credeam că voi sunteți în spatele, în tubul ăla, în tubul de la televizor, că uite, intră Cosmin Cernat, intră Dan Negru, intră ăștia, mă uitam la ei. La radio mi-era mai greu, că nu înțelegeam unde încape Popescu, știi? Radio era foarte mic în bucătărie. Da, că omul ăsta s-a făcut și el mai mic, nu? A fost colegul mai meu, mic, da. Dar de la pandemie iar se... Nu l-am mai văzut de mult, n-am mai vorbit A cu fost el, colegul meu, cu el am început radio. Și dânsul, un mare profesionist și un mare om de radio. Pentru mine, ți-am zis, e o onoare să știu că acum sunt cu tine în emisiune, mi se pare ceva extraordinar și cred că asta e un vis împlinit. Îți dă banii după, dacă...
Da, las, îmi dai în Bitcoin, că tot vorbeam de viitor și că tot e despre viitor și despre toate lucrurile. Așa? Astea, cum vezi tu că se vor petrece următorii, nu știu dacă următorii, cred că e foarte greu de întrebat așa ceva. Pentru mine e o nebuloasă, sincer, și dacă mă întreb de TV, au tot felul de variante. Unii spun că o să dispară televiziunea, ceea ce undeva poate cred și eu, unii spun că o să dispară radio. Dar e greu de făcut, să spun, o previziune. Spui, domnule, peste 5 ani o să fim așa, habar n-am. Nu am nici cea mai vagă idee. Adică decât să vin să mint și să vin cu o teorie de asta, așa, să o construiesc și să o așez, deocamdată răspunsul e sincer, onest, habar n-am. Uite, spre exemplu, acum suntem live și în viitor, pentru că suntem live pe Facebook. Da? Iar ești numai tu, mă. Pentru că vorbesc eu, uite, ia vorbește tu acum, ia. Nu vorbesc. Așa! Vezi? Da. Are un mic delay, că e grea conexiunea cu viitorul. Nu e back to the future. Te întreabă cineva pe Facebook dacă în aceste sezoane ale fenomenului Exatlon, în care dintre cele două sezoane te-ai simțit mai aproape de concurenți? Edi din Cluj. Păi au fost trei sezoane de Exatlon, da, nu trei sezoane, dar nu e o problemă. Eu, nu știu, în toate, nu pot să zic că am preferințe. Nu. Aș fi... Da. Când stai cu ei atâta vreme, gândește-te că în perioada aia eu stăteam cu ei mai mult decât cu familia. Filmam câte 7-8 ore, dimineața până seara, dimineața până seara, dimineața până seara. Nu. Nu pot să zic că îmi zis mai dragi unii decât alții, că nu-mi sunt. Uite, știi ce cred eu că e foarte important, apropo de toate lucrurile astea, apropo de experiența ta uriașă în domeniul ăsta, cred că, indiferent de modul în care lucrurile se vor desfășura, important este să existe oameni valoroși care să transmită anumite chestiuni mai departe. Și asta nu se poate întâmpla decât cu un veritabil concurs sau unor oameni ca tine. Da, problema e că dacă mă uit în peisaj, sunt foarte mulți oameni de valoare care sunt acasă. Ei nu sunt nici măcar... căutați, nici măcar chemați, nici măcar întrebați, să zic, băi, Orlando, ok, bine, pe vremuri făceai 10 lei, da, tu, păi acum alte timpuri, alte vremuri, am 5 lei, vrei să vii? Nu se mai face selecția aceea cum trebuie. Da, adică nici măcar asta nu se mai face și e genul ăsta, lasă-mă că îl punem pe ăla sau o punem pe aia. Adică cei care sunt în trending mai mult, sunt chemați, vrei să zici. Nu neapărat, sunt, da, asta clar, e evident, bine, asta a fost tot timpul, dar sunt oameni de valoare, repet, în toate domeniile, dacă o luăm de la reporterie, de la redactor, de la ce vrei tu, producători, cameramani, care nici măcar nu sunt aduși. Fără exagerare, mama, se pot face 2-3 televiziuni cu oamenii care sunt acasă acum, în momentul ăsta. Și, mă rog, sunt găștile astea, așa le spun eu. Uite, eu acum 13-14 ani prezentam știrile sportive și mă uitam așa mai curând la unele televiziuni unde tot timpul sunt fete frumoase care sunt în fața prompterului, prezintă ele frumos, dar unele n-au absolut nicio legătură cu sportul. Nu știu nimic despre sport, dacă le întreb ceva. Chestia asta se vede în bâlbele pe care le... Dar nu am bâlbe, sunt, cum să zic, cred că era pe la Pro la un moment dat, nici nu mai știu, cred că și TVR-ul făcea același lucru. La Jurnalul de Noapte erau prezentatorii de știri buni, mă, care sunt buni, da? Și după aia dădeau ei știrile sportive... două, trei știri în coada jurnalului fără prezentator de sport, citeau tot ei. Mă, nene, oamenii ăia de multe ori zice că sunt în alt film, pentru că ei nu erau jurnaliști sportivi, ei nu aveau treaba asta și se vede, la fel cum iei pe unul de pe stradă să-l pui la știri, mă, nu se poate, trebuie să ai un background, trebuie să ai, din punctul meu de vedere, trebuie să fii jurnalist, adică tu nu vii ca unul care ia hârtia asta și citește, că nu ești Morgan Freeman, nici ăla nu face așa cred ceva. Cred că meseria asta o fur mai mult. Da, adică la trebuie să ai orice ceva prezentator timp să participă la ședințele de sumar, stă acolo, învață, înțelege ce se întâmplă. E, dacă tu habar nu ai, normal că citești cum a citit cineva pe prompter în loc de piti-piti, înțelegi? În ea piti, exact. Da? Sau în loc de meci de 1x2 a citit de meci de 1x2. Înțelegi că așa a citit, era 1x2, 1x2 face 2, da, așa s-a dus la televizor, n-are nicio vină.
E esențial să-ți respecti publicul, meseria și să acumulezi cât mai multe cunoștințe. De asta tot timpul am pledat către treaba asta. Sunt recunoscători părinților mei care au investit foarte mult și m-au bătut la cap să citesc, să mă informez. Da, adică măcar un minim, ceva. Exact, știi? Da, adică toți vor la televizor. Eu nu am o problemă, foarte bine că vreți. Eu am o vorbă și eu vreau să joc la Hollywood. Mi se pare că-s mai frumos decât ăla Daniel Craig ăla. Mi se pare că-s mai șarmant, dar nu mai ia nimeni, dragii mei. Înțeleg? Deci una e una, alta e alta. E, așa și ești. Toți vor la televizor. Ce vrei, tată, să te faci? Eu vreau să mă fac prezentator. Bine, mă, dar până acolo ai scris și tu 5 rânduri. Înțelegi? Ai acotare. Știi să scrii o știre? Acum, dacă suntem aici trei cetățeni, se întâmplă ceva, nu trebuie să citim o știre, nu? Fă un cap video, hai. Da, scriem ceva, nu? Cât vorbești tu 30 de secunde, am scris. Oamenii, repet, pun virgula unde trebuie să pună, mă rog. Da. Da, dar hai că mă enervez și nu vreau să mă enervez, vreau să fie o atmosferă bună, plăcută, drăguță și frumoasă, cum e aici la noi, spun la noi la Radio Impuls. Exact. Duminică începe emisiunea, nu? Da, duminică de la ora 12, invitatul de la 12. Tocmai de asta, pentru a păstra un strop de normalitate, cum ar trebui să fie practic toate lucrurile astea. Vrei să citesc o știre, nu? Dacă vrei, dăm, dar nicio problemă, la prima vedere citesc. Zi. Nu, vreau să-i rog pe ascultătorii noștri să asculte emisiunile tale în fiecare duminică de la 12, pentru că e foarte foarte benefic din punctul meu de vedere. Asta o dată. Și a doua oară, ca să facem tranziția și pasul spre viitor, să-l urmăriți pe Cosmin pe Instagram, Cosmin V. Cernat. V, știi de la ce? De la Victor, de la Viorel. Nu, de la Vasile. O să-l schimb și să pun Cosmin M. Cernat de la mă. De la mă. Pe Instagram, pe Facebook, peste tot. Cu YouTube o să-l conving eu să-și facă canal de YouTube. Să-l urmăriți pe Orlando, Orlando Ivan 81, pe Instagram și pe TikTok, pe Facebook Orlando Ivan. Și cu TikTok ăsta să mă înveste rău frumos. Am 53 de urmăritori pe TikTok. N-ai văzut așa ceva? Eu n-am deloc TikTok, așa că... Dacă să facem acum, nu e problemă. Dacă mi-l faci cu mare plăcere, mă trebuie să mă înveți cum să umblu pe el. Și, băi, nu e așa complicat. Zici, facem cursul cu Țibușcă. Păi dacă am reușit eu... Țibușcă, da. Eu zic că poți să faci o rubrică cu Țibușcă. Da, o să găsesc ceva, îți dai seama. Până la urmă, chestia asta mi-a marcat existența, cel puțin pentru perioada actuală. Și atunci o să fiu... Și pe mine mă cheamă Mădălin. Mare pușcă cu Țibușcă și Mădălin. Așadar... Spaima sticlelor de vin. Da, mă rog! Era semeghine la... Da, corect. Corect. Mamă, bine, deci... asta cu vinul rimează și cu Cosmin. Da. Rimează și cu Sorin. Și, mă rog, mai și cu băiat fin. Da, bravo, yes. Și Mădălin rimează cu Cosmin. Probabil de asta de aici e confuzia. Și cu vin. Uite că avem o mare problemă, faptul că se termină emisiunea. Și trebuie să intre reclamele. Da, trebuie să băgăm reclame obligatoriu. Că mai stăm și după reclame, nu? Nu prea mai putem, că trebuie să intre colegii de la Cluj. Să trăiască. Citim noi reclamele. Dați-ne reclamele, vă rog frumos. Dați-ne foi cu texte la reclame. Că nu le-am mai ascultat de mult și le-am uitat. Poate saltele. Oameni buni, vă mulțumim mult că ne-ați ascultat. Cosmin, îți mulțumim. Eu vă mulțumesc, dragilor. Eu vă mulțumesc frumos. Și, suntem fanii tăi, să știi. Fără... Nu, bă, și deci, eu al vostru. Bă, așa mi-a spus odată un Georgel de ăsta. M-a strigat pe mine odată, face: bă, primare! Sunt idolul tău. Bine, hai, idolii noștri, vă pupăm, Doamne ajută, și ne reauzim mâine de la 7 la 10. Rămâneți pe Impuls. Iertați-ne cu reclamele astea. Las că le citim mâine direct. Pa. Pa.